Echipa PSD Olt, formată din deputații Florin Barbu și Marius Iancu, senatorul Liviu Voiculescu și consilierul Ionuț Ivan, a fost din nou în mijlocul slătinenilor. Domnul ministru, vă știu! Ce face? Deputat Marius Iancu? Toate bune! De ce? Am terminat cu serviciu, gata, simpatia. Sunt sănătoasă, domnule. Amestecate așa. Ușor așa le luăm. Și ai mei sunt la fel. Da. Știu. Pensia cum e? E bună. E bună? Sănătate venirea ai calculare? Legea asta e bună? A fost bună? E cum se zice? Ai crește și de la piață. Doamne ajută! Agricultură, politică, problema pensiilor și alte multe subiecte au fost dezbătute în cadrul întâlnirii cu membrii PSD Olt. Locuitorii din Slatina și-au arătat aprecierea față de politicienii care zi de zi se află în mijlocul oamenilor, ascultându-le nevoile și oferind soluții concrete pentru problemele lor. Noi nu promitem, noi nu avem cisterne cu 5 metri cu apă, noi arătăm ce am făcut. Noi ne-am asumat toate lucrurile pe care le-am spus atunci când am intrat la guvernare. Și recalcularea pensiilor și pe o parte de agricultură, să știți că am făcut foarte multe lucruri pentru fermieri. Știu, sunt pensionar și știu ce mai sunt. Dumneavoastră, ce cunosc activitatea pentru că urmărim presa. Mulțumim mult. Să știți că s-au făcut lucruri. Și în an jumătate sunt coleg și cu dumneavoastră. Vă urmăresc special, vă văd mereu la televizor. Vizor și la emisiunea locală. Și trebuie să fie un sprijin fermierilor pentru că a fost un an greu. Și am alocat foarte mult spa, proiecte, investiții, atât de județul. Eu vă felicit pentru realizare. Ce ne reproșați? Să ne certați? Da, ia spuneți-ne, vorba. Aveți acum ocazie. Nu am nimic să vă reproșez. Decât în păvărești succes. Parlamentarii social-democrați au primit cu bucurie reacțiile pozitive ale slătinenilor. Suntem într-o nouă zi de campanie, suntem în mijlocul slătinenilor, bineînțeles, le arătăm tot ceea ce am făcut în ultimii 4 ani, în mandatul pe care l-am avut și eu și colegii mei în Parlamentul României, dar și la nivel de guvern. Vrem să arătăm toate investițiile pe care le-am adus în județul Olt, în orice localitate din județul Olt, dar și foarte multe investiții pe care le-am aprobat pentru Slatina. Din nou în campanie, alături de colegii mei, așa cum o facem zilnic în toate localitățile județului Olt, profităm și de vremea bună, stăm de vorbă cu cetățenii, le mulțumim celor care ne transmit încrederea dumnealor. Suntem bucuroși să vedem că toți cetățenii ne primesc cu zâmbete, sunt încântați de faptul că ne prezentăm, că ne întâlnesc pe stradă și nu rămânem simple nume pe o listă de candidați. Sunt plăcut surprins că tot mai mulți dintre cetățeni cunosc măsurile bune și toate proiectele guvernamentale care au fost luate în ultima vreme. Ne întâlnim cu oamenii, discutăm și profităm cumva și suntem foarte mulțumiți de deschiderea pe care oamenii ne-o arată. Și în zilele următoare, echipa PSD Olt va fi prezentă în mijlocul oamenilor din întreg județul.